Bună ziua! Bine ați venit la al doilea atelier, Dreazda cu sănătate, în practică, care face parte din proiectul Tradiții Sănătoase și Învățământ Digital. Acest proiect este finanțat de Fundația Tradiții Sănătoase, Primăria Iași și Nestlé for Health Care Kids. Mulțumim finanțatorilor și mulțumim partenerilor. Inspectoratul Școlar Județean Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie Brete Popa din Iași. Începem cu tema acestui atelier, care este bunăstarea din Dreazda cu sănătate, și să vedem această prezentare. În acest atelier sunt invitați colegii mei, nutriționiști, și iată, pe lângă cei care au deja experiență, sunt absolvenți de master și avem și absolvenți de psihologie, avem și tinere studente la nutriție și dietetică care sunt foarte entuziasmate să vă prezinte ce au pregătit. Așa cum vă spuneam în introducere, tema este bunăstarea din traista cu sănătate. Să ne amintim că am vorbit data trecută despre sănătate și am spus că este o stare de bine. Am vorbit data trecută că pentru a realiza această stare de bine avem nevoie de foarte multe elemente, și de alimentație, și de activitate fizică, și de un confort emoțional și psihic. Astfel încât, mai departe, continuăm cu această idee a traistei cu sănătate, dar și cu bunăstare, spunând că există și o stare de sănătate optimă, de sănătate bună. De aceea, iată, detaliem acest lucru în prezentarea de astăzi. Să vedem cum trec mai departe. Da, merge. În concluzie, iată ce își propune această unitate și vedem că vorbim încă și mai mult despre rolurile alimentelor în organism, rolurile apei în organism, și un regim alimentar sănătos legat de nevoile alimentare. Ceea ce vreau să subliniez aici este că traista cu sănătate este personalizată. Fiecare copil are traista lui cu sănătate. Pentru un copil, poate este nevoie să mănânce mai mult pentru că face mai mult sport. Altul care face mai puțin sport, poate are nevoie de mai puține calorii. Este adevărat că întotdeauna adaptăm aceste nevoi ale copiilor, dar avem și niște recomandări. Ceea ce vă propun în plus față de ce am prezentat data trecută, și anume fișa în care prezentam dungile divers colorate și de diverse dimensiuni, completăm astăzi cu o nouă fișă în care putem să vizualizăm regimul alimentar sănătos pentru un copil cu vârstă cuprinsă între 5 și 10 ani, pentru că aici, iată, în plus, putem să numărăm porțiile. De aceea este foarte simplu pentru copii să vadă că există un necesar de alimente din fiecare dungă și că fiecare contează pentru starea de bună sănătate. Astfel încât observați cele mai multe porții pe care le-am exemplificat în această trestuță sub forma unor farfurioare, se găsesc în banda galbenă, reprezentând cerealele, cartofii și fasolea.
E foarte ușor de reținut că avem nevoie de 6 porții, de fapt, mai simplu, de 2 porții la fiecare masă. La micul dejun 2 porții, la prânz 2 porții și seara 2 porții de pâine, cartofi sau fasole. Banda următoare, o vedem, este importantă și cuprinde legume și fructe, puse și ele în farfurioare. Numai puțin importantă pentru copii este banda albă, care este reprezentată de lactate, care conțin mult calciu necesar pentru dezvoltarea oaselor. Iată, pentru mușchi este nevoie și de proteine, mai multe la copii, 2 porții pe zi, reprezentând carne, pește, ouă sau alte produse care conțin proteine. Și, de ce nu, și banda ultimă, care este mai subțire și vorbim despre o porție din această bandă, cuprinde mai multe alimente pe care noi le adăugăm, cum ar fi grăsimile, cum ar fi zahărul sau sarea. Este nevoie și de acestea, dar iată într-o cantitate mai mică. Deci, pentru a putea fi sănătoși, este nevoie de această măsură. Trebuie să mâncăm cu măsură și trebuie să mâncăm adecvat nevoilor organismului. Pentru mai multe detalii legate de acest lucru, o să le invit pe studentele care au pregătit recomandări pentru un regim sănătos. Este vorba despre Mălina Afloare și Vanessa Smântânică. Bună seara! Mă numesc Afloare Mălina Elena, eu alături de colega mea Smântânică Mara Vanessa. Vă vom prezenta astăzi, în cadrul proiectului Traista cu Sănătate, unitatea 2, mai exact tema Mâncați mai bine, trăiți mai bine. Dar mai întâi de toate vreau să vă prezint puțin proiectul nostru, Traista cu Sănătate, ce are ca misiune de a forma tinerii, de asemenea să le arate niște perspective privind comportamentul sănătos, alimentația, stilul de viață, promovând de asemenea tradițiile culturale, în realizarea stării de bine și prevenirea obezității și bolilor cronice. Astfel, vă vom aminti de asemenea câteva obiective ale organizației: să promoveze consumul de alimente sănătoase și activitatea fizică, să ofere educație și instruire în toate aspectele sănătății și respectiv să ofere servicii pentru a ajuta pacienții supraponderali să își gestioneze greutatea. Să începem cu o întrebare. Tu de ce mănânci? Care ar fi răspunsul? Mă plictisesc, nu am energie. Noi vă spunem că oricare ar fi răspunsul, important este de știut că mâncăm pentru a trăi. Funcția principală a alimentelor este de a aduce în orice organism viu materiile prime necesare pentru energie, pentru lupta împotriva bolilor, pentru bunăstare. Nevoile organismului sunt legate de energie și de nutrimente, care sunt niște substanțe necesare vieții. Sunt acoperite atunci când hrana este suficientă și diversă. Alimentația sănătoasă cuprinde atât produse de origine animală, cum ar fi carnea, ouăle, peștele, laptele, cât și cele de origine vegetală, cum ar fi legumele și fructele. Regimul alimentar, care de fapt reprezintă un mod în care se hrănesc oamenii, este omnivor, alimente vegetale și animale. Precum observăm în imaginea prezentată de noi, nutrimentele sunt apa, glucidele, proteinele, grăsimile sau lipidele, fibrele alimentare, vitaminele și respectiv mineralele. Un alt element important este apa. Pentru a trăi și pentru a rămâne sănătoși, apa este singura băutură necesară pentru copii. Apa este necesară bunei funcționări a organismului. Astfel, rolurile apei în organism pot fi facilitarea circulației sângelui și a respirației, asigurarea transportului de nutrimente, vitamine și minerale și, respectiv, asigură eliminarea deșeurilor din organism prin rinichi, plămâni, piele și, respectiv, tub digestiv. În fiecare zi din corp se elimină o cantitate importantă de apă, prin transpirație, prin urină. Aceste pierderi
Sunt compensate, în schimb, în mare parte, prin consumul de alimente, cum ar fi lapte, ceai, supă, fructe, care ne aduc în jur de un litru de apă. Însă pentru restul, trebuie să consumăm noi apă. Dacă este prea multă apă în corp, aceasta se elimină prin urină, odată cu deșeurile produse în organism. Trebuie să amintim, în schimb, și de alte băuturi, cum ar fi băuturile îndulcite, adică sucurile. Acestea au zahăr și nu pot să înlocuiască apa naturală. Cele mai multe dintre ele aduc multă energie pentru că au mult zahăr adăugat. Un pahar de suc poate conține 6-8 cuburi de zahăr. Sucurile de fructe. Există diferite tipuri. Sucuri 100% de fructe, băuturile cu sucuri de fructe, nectarul. Toate aduc apă, dar și zahărul din fructe. De asemenea, băuturile fără zahăr, care sunt denumite și light. Aceste băuturi conțin îndulcitori, care au un gust dulce, dar nu aduc energie așa cum face zahărul. Totuși, aceste băuturi obișnuiesc copiii cu gustul dulce. Copiii trebuie să învețe diverse gusturi și arome, mai ales când sunt mici. Bineînțeles, toate aceste băuturi nu sunt interzise. Ele pot fi consumate din când în când. Dar trebuie evitate că aduc multă energie și întrețin plăcerea pentru gustul dulce. La finalul fiecărei unități veți descoperi activități interesante alături de fișe didactice sugestive care vă vor ajuta să vedeți cât ați reținut din masa informațională pe care vă oferă TriStar cu sănătate. De exemplu, faptul că apa constituie principalul component al corpului, circa 60%, și este un element vital. De asemenea, vă oferă oportunitatea să descoperiți mai multe despre importanța apei și, precum vedeți în fișa didactică prezentată de noi, aveți tot felul de juculețe care sigur vă va distra. Bună seara, mă numesc Mântânică Mara Vanessa, iar în continuarea prezentării vă voi vorbi despre a mânca mai bine înseamnă a trăi mai bine. Un regim alimentar sănătos este atunci când mâncați alimente energetice și nutrimente esențiale în cantitate suficientă. Un regim alimentar nesănătos este atunci când mâncați insuficient sau alimentația voastră nu este variată sau echilibrată. Un regim alimentar nesănătos poate fi reprezentat de asemenea de consumul în exces de energie și substanțe nutritive. Malnutriția se referă la problemele de sănătate cauzate de consumul insuficient sau excesiv de energie alimentară sau substanțe nutritive. Aceasta include subnutriția și supraalimentarea. Subnutriția este considerată ca fiind lipsă de energie alimentară, de proteine sau de nutrimente. Aceasta poate afecta creșterea și dezvoltarea copiilor, rezistența la infecții, rezultatele școlare, precum și capacitatea de a efectua activități fizice. Supraalimentarea, adică creșterea consumului de alimente peste necesitate, poate aduce la supraponderalitate sau obezitate. Excesul de greutate reprezintă de obicei rezultatul consumului excesiv al alimentelor bogate în energie, dulciuri sau grăsimi, asociat cu foarte puțină activitate fizică. Există de asemenea și influența factorilor genetici. Unii oameni se îngrașă mai ușor decât alții. Copiii cu o greutate prea mare pot avea probleme de sănătate sau dificultăți în efectuarea activităților fizice. O alimentație sănătoasă trebuie să fie echilibrată, variată și moderată. Precum a prezentat anterior și colega mea, avem încă o activitate legată de grupe alimentare. Puteți observa TriStar cu sănătate, ce include activitățile sportive, consumul de apă și, bineînțeles, alimentele. În partea de jos puteți observa cu galben sunt notate feculentele, adică pâinea, cartofii, fasolele, paste, orezul. Mai sus putem observa legumele și fructele. Deasupra legumelor și fructelor se află lactatele, 3 porții. Deasupra lactatelor sunt cu roșu notate carnea, peștele și ouăle. Iar în vârful traistei putem observa o porție extra de zahăr, ulei și sare. Așa cum am prezentat în slide-ul anterior, vă putem da o idee a unei compoziții de mese de prânz sănătoase. Așadar, avem un pahar cu apă, 2 porții de feculente, 2 porții de legume crude sau gătite, o porție de carne și o porție de lactate.
Așa cum v-a prezentat colega mea anterior, în această fișă didactică avem o serie de grupe de alimente. Feculentele care sunt reprezentate de cereale, cartofi și legume, adică fasolea, lintea, mazărea, legumele și fructele, lactatele, carnea și alte substituite, iar extra sunt alimente bogate în zahăr, grăsim sau sare. Ulterior am atașat și o legendă după care puteți să vă ghidați. În acest slide vrem să vă prezentăm o serie de meniuri bogate nutrițional, realizate într-un mod amuzant, aș putea spune. Vă mulțumim pentru atenție! O seară bună vă doresc în continuare! La revedere! La revedere! Mulțumim și noi! Ați văzut foarte antrenant această prezentare și cu multe informații legate de porțiile pe care trebuie să le respecte copil. Vom vedea un pic dacă sunt întrebări în chat, pentru că mi s-a părut că există asemenea întrebări în chat. Să vedem dacă este o întrebare. Deocamdată n-am găsit nicio întrebare. Bună ziua tuturor! Mă bucur că sunteți în atelier. Suntem curioși să aflăm dacă ați folosit până acum această trăistuță cu porții la grădiniță, pentru că, iată, noi am făcut o interesantă cu un număr de farfurioare, dar nu știm cât de bine și cât de mult poate fi folosit o asemenea trăistuță la grupa mare sau grupa mijlocie. Poate cineva vrea să ne ajute cu informație. Dacă nu aveți acum un răspuns, eu am să vă invit să folosiți această trăistuță cu porții la grupa cu care lucrați, cu copiii cu care lucrați și să vedem și noi aceste exemple de bune practici pe care le puteți posta pe grupul nostru de profesori și specialiști în alimentație, pentru că sunt foarte valoroase aceste experiențe. Ați văzut, noi am folosit o fișă, dar se pot folosi sigur și alimente ca atare, pentru că copilul poate să înțeleagă poate mai ușor dacă le și vede în realitate, mai ales că copiii mănâncă la grădiniță. De aceea, iată, vorbim despre trăista cu bunăstare și vorbim despre nevoile fiecărui copil, de aici și bunăstarea. Și pentru că vorbim despre nevoi, o să o rugăm pe Oana Dumitrașcu, care este nutriționist dietetician, dar are și o funcție importantă, este vicepreședintele Colegiului Dieteticienilor din România, să ne prezintă mai multe despre cum se măsoară alimentele și cât este o porție. Bună seara! Mă numesc Oana Dumitrașcu și astăzi vom discuta despre porțiile alimentare din Traista cu Sănătate. Însă, înainte de a începe lecția de astăzi, vreau să vă reamintesc despre importanța activității fizice pentru sănătate și vă recomand jocul activ, care poate fi extrem de distractiv. Puteți utiliza modelele de exerciții propuse în filmulețele Traista cu Sănătate. Și dacă ne-am energizat cu activitatea fizică, haideți să discutăm despre porțiile alimentare și ce reprezintă acestea. Am aflat cu toții în atelierul trecut că Traista cu Sănătate ne arată cât trebuie să mâncăm din fiecare grupă de alimente. Fiecare dungă reprezintă o grupă alimentară, iar lățimea acesteia ne transmite numărul de porții. Avem alimente din care mâncăm mai mult, cum sunt cele de pe dungile galben și verde, dungi mai late, alimente cu consum moderat, cele de pe dungile alb și roșu, sau alimente cu consum redus, reprezentate de dunga violet. Prin urmare, pentru a fi sănătos, este recomandat să consumăm o anumită cantitate de alimente din fiecare grupă, cantitate pe care o determinăm cu ajutorul porției. Fișa didactică numărul 15 ne exemplifică numărul de porții recomandat pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani.
Iar acum să vedem cât înseamnă o porție. Ne vom folosi de fișele didactice 18 și 19, de o cană obișnuită de 250 de ml și de diferite alimente care urmează a fi măsurate pentru a avea imaginea vizuală a unei porții. De exemplu, o porție de feculente poate fi reprezentată de o felie de pâine sau de jumătate de cană de cartofi sau orez fiert, de jumătate de cană de cereale pentru mic dejun sau jumătate de cană de mămăligă. Pentru fructe și legume, o porție poate fi reprezentată de jumătate de cană de roșii tăiate, o cană de salată, jumătate de cană de compot sau jumătate de cană de fructe tăiate. La carne și substitute, o porție poate fi reprezentată de jumătate de piept de pui gătit sau de o treime de cană de nuci, iar la lactate, o cană de lapte sau de iaurt reprezintă o porție. Ca și activitate la clasă, puteți pune fructe tăiate în cana de măsurat, apoi să vărsați conținutul pe o farfurie de carton. Astfel, se apreciază dimensiunea porției și se poate discuta despre câte astfel de porții pot fi consumate într-o zi. După ce elevii s-au familiarizat cu măsurarea porțiilor de alimente, se poate utiliza fișa didactică 21, Matematica alimentelor, unde trebuie să-l ajutăm pe Ionuț să-și creeze un meniu sănătos pentru o zi. Un meniu care să cuprindă un mic dejun, un prânz, o cină și o gustare. Trebuie să includem cantitățile recomandate din toate grupele alimentare și ne putem folosi de exprimarea porțiilor cu ajutorul cănii. Un exemplu de prânz poate fi formulat în felul următor. Două porții de feculente pot fi reprezentate de o felie de pâine și de jumătate de cană de orez fiert. Două porții de legume pot fi reprezentate de jumătate de cană de verdețuri pe care le găsim într-o farfurie de ciorbă și de o cană cu salată. Pentru porția de carne alegem jumătate de piept de pui gătit, iar pentru porția de lactate o cană de iaurt. Nu uităm de paharul de apă. Ca temă pentru acasă sau ca și sugestie de activitate cu părinții, puteți recomanda ca fiecare elev să țină timp de o săptămână un jurnal alimentar cu cantitatea consumată zilnic din unul sau două grupe de alimente, de exemplu feculente și fructe. Ulterior, la clasă se poate discuta modul în care a ales fiecare să-și umple trăistuța cu sănătate. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă aștept întrebările pe finalul atelierului. Seară frumoasă! Mulțumim, Oana, deci ați revăzut trăistuța cu farfurioarele pe care le-am desenat în acea fișă, dar mai mult decât atât, în fiecare farfurioară am pus o porție, pentru că o porție este considerat cam cât mănâncă un om odată și iată că avem această măsurare cu cana pe care o propunem noi pentru diferitele alimente. Și ați reținut, o cană de 250 de ml se consideră două porții dacă este plină și o porție dacă este pe jumătate. Astfel încât, dacă vorbim despre o porție de cartofi fierți, asta înseamnă jumătate de cană. O porție de mămăligă este jumătate de cană. Deci folosim o cană, așa cum a sugerat și Oana, pentru a demonstra copiilor ce este o porție. Noi avem aceste recomandări din ghiduri și cu siguranță ele sunt utile, dar dacă copiii primesc prea multă mâncare, să spunem, folosind chiar și aceste porții, noi nu trebuie să forțăm copiii să mănânce tot din farfurie, ci doar să le oferim aceste porții măsurate și să-i lăsăm pe ei să mănânce atât cât au nevoie. Dacă vreți să interveniți legat de această fișă sau dacă vreți să ne întrebați
legat de porții, puteți să o faceți și la sfârșitul acestor prezentări. De asemenea, vă așteptăm cu activități legate de cum măsoară cu cana o copii din grădiniță porțiile de alimente. Deci, iată, această măsurare este ușoară, pot să o facă și copiii și este importantă pentru a nu greși. Mergem mai departe și pe lângă alimentația foarte echilibrată și variată pe care o propune Traista cu sănătate, pe lângă activitățile fizice corespunzătoare acestei alimentații, pentru că totdeauna există un echilibru între cât cheltuim în activitățile fizice și cât mâncăm, în Traista cu sănătate mai există și obiecte pentru curățenie și noi ne simțim bine atunci când suntem curați. Iată, deci, următoarea prezentare se referă la tot ceea ce ne creează starea de bine pe parcursul unei zile și vorbim despre niște obiceiuri, obiceiuri care le facem automat, au devenit inconștiente, pur și simplu ne respectăm ritualul zilnic. Iată, prezentarea o vor face studentele mele la nutriție. Este vorba despre Roxana Năsturaș și Lorena Știrbeț. Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta cartea noastră Traiste cu sănătate și mai exact unitatea 2, rutina zilnică, pentru că rutina vă face mai încrezători, fericiți și sănătoși. Eu sunt Năsturaș Roxana și colega mea este Știrbeț Lorena și vom începe prin a vă prezenta care sunt obiectivele și ce ne învață mai exact această carte despre sănătate. Ce este Traista cu sănătate? Sănătatea este cea mai de preț comoară, asta știm toți. Suntem sănătoși atunci când vă simțiți bine, creșteți, vă jucați, învățați și sunteți fericiți. O sănătate bună presupune o alimentație diversă și echilibrată, un consum suficient de apă, curățenie, multă mișcare și refacerea organismului prin somn. Obiectivele noastre sunt sănătatea și viața, apa și rolurile ei pentru organism, importanța mișcării și a odihnei, alimentele și grupurile alimentare, importanța spălării mâinilor, obiceiurile alimentare locale, povestiri tradiționale, sfaturi fermecate din Traista cu sănătate. Aici ne vom lega de igiena personală, care mi se pare cea mai esențială pentru orice școlar, cât și preșcolar. Igiena personală, spălatul mâinilor, a dinților, a corpului, este importantă nu numai pentru a vă proteja de boli, dar și pentru a vă simți bine. Lipsa curățeniei personale vă poate afecta bunăstarea relației cu ceilalți, încrederea în sine și rezultatele la școală. Respirația urât-mirositoare, dinții cariați, mirosul corpului, unghiile murdare, picioarele mirositoare sau părul nespălat pot să constituie mari piedici în relațiile sociale. Astfel că trebuie să reținem că spălatul mâinii, spălatul dinților și îngrijirea corpului sunt esențiale, iar nerespectarea acestora poate duce la un disconfort personal cât și a celor din jur. Pe de altă parte vom vorbi de îngrijirea dinților. Periajul dinților. Și toată lumea știe că este indispensabil pentru bunăstarea dinților. Dar ce știm despre o carie? Carie este produsă de bacterii și reprezintă demineralizarea țesuturilor dure. Cum se formează de fapt o carie? La fiecare masă, resturile alimentare se depun pe sau între dinți. Bacteriile prezente în gură transformă zaharurile din resturile de mâncare în acizi. Acești acizi atacă smalțul dinților, iar un dinte care este expus la acești acizi va rezulta caria. Caria se poate extinde apoi la dentină, devine vizibilă și dureroasă. Periajul reculat al dinților este necesar astfel încât dinții să rămână frumoși și sănătoși pentru a evita apariția carilor și de asemenea pentru a avea întotdeauna o respirație proaspătă. Deci periajul dinților trebuie să facă parte din rutina noastră zilnică obligatorie, iar consecința nerespectării rezultă o carie. Pentru dinți avem băuturile carbogazoase, geleurile și fructele confiate. Conțin foarte mult zahăr, iar în timp pot
să erodeze smalțul dinților și să-i facă mai sensibili. Trebuie să avem dinți mai sănătoși. Este neapărat să avem periajul dinților făcut de două ori pe zi și să dureze cel puțin 2 minute. Pentru asta putem folosi chiar și o clepsidră cu timp. Alimentele cu zahăr trebuie limitate. Periajul de dinți trebuie să fie schimbată când începe să se uzeze, până la 3 luni. Utilizarea unei paste de dinți cu flori este ideală, iar vizita la medic stomatolog trebuie realizată o dată pe an. Și pentru a face mai interactivă această activitate, putem să folosim, cum am spus, clepsidra sau să punem o melodie preferată pentru cei mici. Îngrijirea corpului. Dușul sau baia. Preferința personală poate dicta cât de des doriți să faceți duș sau baie. Dar cei mai mulți copii vor beneficia de un duș cel puțin o dată la 2 zile. Dușul cu săpun ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, bacteriilor și uleiurilor. De asemenea, copiii ar trebui să-și spele părul de cel puțin 2 ori pe săptămână. Rutină zilnică. Adică, un set de activități neschimbate pe care le faceți în fiecare zi. Rutinele oferă ordine, organizare, adică familiaritate și asigură toate activitățile zilei să fie îndeplinite. Astfel că rutina ne ajută la gestionarea timpului, să ne formăm obiceiuri importante prin care să ne spălăm pe dinți, să mâncăm la micul dejun și astfel de activități. Să dezvoltăm abilități și discipline, să ne mai ajută să ne autodisciplinăm și să fim responsabili. Mai departe vom avea o serie de activități pe care puteți dumneavoastră să le folosiți cu cei mici, ceea ce noi credem că îi vor atrage mult mai mult în înțelegerea informațiilor pe care tocmai vi le-am prezentat. Colega mea va vorbi despre prima activitate care se numește Traista cu sănătate și frumusețe. Prima dată vom pregăti într-o traistă bilețele pe care vom scrie denumiri ale obiectelor de îngrijire personală, cum ar fi săpunul, perioada de dinți, pasta de dinți, burete, gel de duș, pe care le vom pune într-o traistă și ne vom juca împreună cu colegii de clasă. Un voluntar se va prezenta în fața clasei și va lua un bilețel din această traistă. El va mima acțiunile în care se va folosi de acest obiect personal menționat pe bilețel, iar ceilalți copii vor încerca să ghicească obiectul mimat. De asemenea, mai sunt 2 alternative interactive, dar una dintre ele ce o consider esențială pentru înțelegerea acestui modul este rutina mea zilnică, cea care se află pe partea stângă, adică fișa numărul 23, unde copiii au 9 activități, unde vor nota efectiv ora la care au dus la capăt această activitate. De asemenea, pe partea dreaptă avem fișa numărul 25, unde copiii ar putea să deruiască altui copil, bineînțeles, un compliment. Este într-adevăr pe lângă subiectul propus, dar de asemenea, aceștia se pot extinde jucând un alt fel de joc, pentru că în general, copiii preferă decât informația multă, chiar dacă este ușor de digerat, preferă mai mult partea practică. Asta așteaptă ei la final, să le ofere o parte practică. De asemenea, mai avem un ultim joc care poate să le ofere satisfacție. Acesta va prezenta colega mea. Este o activitate foarte ușoară, pe care o poate face oricine. Trebuie doar să luăm o foaie de hârtie A4 și să o împărțim în 2 prima dată, după care în 4 pătrățele, de fapt 4 dreptunghiuri. O vom despături, astfel vor exista 8 spații în care vom face câte un desen. În acest desen, fiecare va trebui să-și pună rutina lui zilnică, de dimineață și până seara, cum ar fi trezitul din pat și ora la care o face, spălatul pe dinți și pe mâini, micul dejun, mersul la școală, realizarea temelor, jucatul, baia de seară și în final culcarea, ora la care se culcă. Și aceste benzi desenate pot fi afișate în fața clasei, unde vor putea fi comparate cu ceilalți colegi. Aceasta este prezentarea noastră. O zi bună! Sper că v-a plăcut și că v-a fost de ajutor. Vă mulțumim pentru timpul acordat și o zi bună! La revedere! La revedere!
Lorena și Roxana, ați văzut ce pline de entuziasm au fost aceste studente doritoare să vă prezinte acest capitol din carte referitor la rutina zilnică. Despre ce am vorbit noi în această prezentare? Despre starea de bine. Ne simțim bine atunci când suntem curați. Ne simțim bine atunci când avem dinții frumoși și putem să zâmbim, pentru că fetele au arătat și un joculeț în care invitam copiii să zâmbească sau îi stimulam prin jocurile noastre să zâmbească mai mult. Da, vom zâmbi și vom avea dinții frumoși, ne vom simți bine. Deci iată despre ce vorbim în acest modul, în această lecție. Sigur că pe lângă spălatul pe dinți, care este foarte important, vorbim și despre dușul sau baia care trebuie făcută regulat, dar nu numai despre curățenie, vorbim și despre alimentație, despre somn, despre activitatea fizică, care mereu intră într-o rutină. Și pentru că vrem să știm mai multe despre starea de bine, o să invităm pe Ioana Câmpanu, care... Bună ziua! Numele meu este Câmpanu Ioan Andreea, sunt nutriționist, dietetician și psiholog clinician și în cele ce urmează voi aborda tema bunăstării din traista cu sănătate. Dacă colegele mele v-au vorbit deja despre rolurile alimentelor și apei în organism, despre regimul alimentar sănătos, despre nevoile alimentare și rutina zilnică, ei bine, eu voi aborda subiectul stării de bine. Ce este această stare de bine? Ei bine, auzim din ce în ce mai des despre starea de bine și apreciem în sine noastră că trebuie să o atingem, însă cum este ea definită? Organizația Mondială a Sănătății descrie bunăstarea ca fiind o resursă pentru o viață sănătoasă și o stare de sănătate pozitivă, care este mai mult decât absența bolii și care ne permite să funcționăm bine din punct de vedere psihologic, fizic, emoțional, dar și social. Starea de bine a ființelor umane are calitatea de a fi flexibilă, fiind modelată conform structurii unice a fiecărei persoane și, de asemenea, mai are calitatea de a se transforma conform factorilor care o influențează, precum vârsta, sexul, contextele sociale și demografice, educația, familia, întâmplările și nevoile, dorințele, dar și gradul de dezvoltare personală. Starea de bine este un indicator al calității vieții și în funcție de durata și intensitatea stării de bine, putem să caracterizăm modul în care existența noastră, ca ființe umane, este de o calitate mai bună sau mai puțin bună. Însă pentru asta, avem la îndemâna noastră traista cu sănătate, din care putem extrage cei 8 pași care ne vor asigura o stare de bine. Primul pas este să mâncăm bine. Să mâncăm echilibrat și variat, să mâncăm din toate grupele alimentare, să evităm mâncărurile prea grase, prea sărate sau prea dulci pentru a preveni obezitatea și bolile cronice și să includem în alimentația noastră legume și fructe proaspete de diverse culori. De asemenea, să asociem meselor emoții pozitive, să ne înconjurăm de oameni dragi și să servim împreună mesele. Conform unui studiu desfășurat la nivel național, românii servesc masa în familie mai rar decât ce-ar dori, cel mai des în weekend, deși sunt conștienți de toate beneficiile pe care le poate aduce această masă în familie, considerând-o un aspect esențial din viața lor. Servitul mesei acasă, împreună cu cei dragi, înseamnă mai mult de modul în care pregătim toate rețetele culinare și aranjăm masa frumos, reprezintă totuși o adevărată experiență în familie. Mai mult, mesele în familie au o semnificație aparte, întrucât reprezintă o oportunitate de a ne reconecta și comunica cu toți cei dragi nouă. Așadar, recomandarea mea este să serviți masa împreună cu cei dragi cât mai des posibil, cel puțin o dată pe zi în timpul săptămânii și cel puțin de 2 ori pe zi în timpul weekendului. Al doilea pas pe care îl scoatem din traista cu sănătate este să dormim mai bine. Trebuie să ne culcăm mai devreme și să avem condiții optime pentru un somn liniștit. Nu există nimic mai bun pentru trup și minte decât să ne bucurăm de o odihnă nocturnă completă. Somnul ajută creierul nostru să funcționeze corect. În timp ce noi dormim, creierul se pregătește pentru a doua zi, formând noi conexiuni cu ajutorul cărora putem să învățăm și să ne amintim diverse informații. De asemenea, studiile arată că un somn odihnitor îmbunătățește capacitatea de învățare și, de asemenea, ne ajută să ne concentrăm mult mai bine și să fim mult mai creativi.
Cei mai mulți oameni au nevoie în medie de aproximativ 8 ore de somn odihnitor pentru a funcționa corect, însă acest timp diferă în funcție de vârsta persoanei, ajungând chiar până la 10 ore de somn în cazul copiilor. Și scoatem din traista cu sănătate cel de-al treilea pas. Trebuie să fim activi. Trebuie să practicăm activitatea fizică moderată, dar regulată. Fie că este vorba despre o plimbare, jogging, ciclism sau not, noi trebuie să realizăm această activitate fizică zilnic. Ajungem și la cel de-al patrulea pas, care ne spune să respirăm bine. Trebuie să învățăm să respirăm conștient, adică să ne concentrăm atenția asupra respirației, să fim atenți la momentul prezent și să simțim starea de bine. Respirația adecvată este cunoscută și sub numele de respirație diafragmatică sau respirație abdominală. Când respirați adânc, aerul care intră prin nas umple complet plămânii, iar abdomenul inferior se ridică. Practicând acest mod de respirație, veți putea pune în valoare unul dintre cele mai puternice mecanisme de autovindecare a corpului. Și ajungem la cel de-al cincilea pas, care ne spune să fim optimiști. Traista cu sănătate ne îndeamnă să fim conștienți de aspectele pozitive sau negative, dar să găsim un lucru bun în orice situație, adică să privim partea plină a paharului. De asemenea, ne îndeamnă să învățăm să fim mulțumiți de noi înșine, de familie și de viața noastră în general și să ne simțim cât mai fericiți posibil. Cel de-al șaselea pas vine cu îndemnul să fim cât mai darnici. Fie că dăruim timp, bani, cadouri, sfaturi persoanelor pe care le cunoaștem sau le iubim, noi dăruim de fapt fericire. Fiecare cadou pe care noi îl oferim, cât de mic posibil, dă naștere unui sentiment că suntem plăcuți de ceilalți și acest sentiment este o sursă continuă de fericire. Astfel, ajungem la acest îndemn, dăruiți și fiți fericiți. Cel de-al șaptelea pas vine cu îndemnul să fim cât mai solidari. Relațiile puternice de prietenie amplifică fericirea. Prietenii, apropiați sau sinceri, vă susțin în legătură cu alegerile voastre, vă încurajează să vă atingeți țelurile și vă fac să vă simțiți mai bine. Cel mai important lucru este să rămânem conectați. Trebuie să luăm legătura cu familia și cu prietenii noștri pentru a împărtăși gândurile, dar și pentru a discuta diverse situații. Fie că păstrăm această legătură prin telefon, prin mesaje, prin rețelele de socializare, scriind o scrisoare sau chiar zâmbind. Iar acum, pentru ultima parte a atelierului, am decis să vorbim puțin despre anumite tehnici de relaxare și anumite controlul respirației. Ei bine, controlul respirației reprezintă o tehnică simplă, dar totuși extrem de puternică, care ne ajută să ne relaxăm în momentele de stres intens. Unul dintre primele lucruri pe care le poate face oricine când observă că se simte neliniștit sau începe să intre în panică, este să exerseze respirația relaxată. Ei bine, expirația a mai mult oxigen decât inspirația poate reduce răspunsul acut la stres și vă poate consolida răspunsul la relaxare. Astfel, expirația poate fi cheia reducerii anxietății voastre. Astfel, în continuare, vă propun două tehnici de relaxare pe care le puteți pune în practică și cu elevii voștri. Spuneam că primul exercițiu se numește să umflăm traista cu sănătate. Trebuie să ne imaginăm că noi suntem o traistă cu sănătate și trebuie să umflăm această traistă cu mai multă sănătate, adică să respirăm cât mai bine, să respirăm conștient. Și ce trebuie să le spunem elevilor noștri este să respire în 3 timpi. 3 secunde trebuie să inspire, alte 3 secunde trebuie să mențină aerul în plămâni, după alte 3 secunde expiră, după care își mențin respirația alte 3 secunde. Practica împreună. 1, 2, 3, mențin. 1, 2, 3, expir. 1, 2, 3, mențin. 1, 2, 3, și... Ei bine, acest exercițiu îl puteți realiza și voi, adulții, doar că se realizează în 5 timp, adică 5 secunde inspirați, 5 secunde așteptați, după
poate 5 secunde expirați și pe 5 secunde vă veți menține din nou respirația. Puteți realiza aceste tehnici înaintea oricărui test și a oricărui moment care este mult mai tensionat în practica voastră. Cel de-al doilea exercițiu se numește să desenăm traseul chiar pe degete. Vom lua mâna ca exemplu și va trebui să inspirăm în momentul în care urcăm, să expirăm în momentul în care coborâm. Inspir, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Iar în această zonă ne menținem respirația. Și de la capăt. Și mențin. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră la finalul prezentărilor. Mulțumim tare mult, Ioana, ne-ai făcut să ne relaxăm și să ne simțim bine. Mulțumim mult și ați văzut, în Traisa cu Sănătate avem sfaturi foarte prețioase pentru a ne simți bine, a fi sănătoși și, bineînțeles, fericiți. Vorbim despre cum transmitem copiilor aceste lucruri și mai ales copiilor mai micuți, așa încât eu voi deschide o prezentare. Care vă va arăta aici. Că putem să le spunem copiilor cu ajutorul unei povești aceste lucruri și bineînțeles că povestea are ca eroi cei trei ieduți, subțirel, mijlocel și voinicel și trei stuțele lor care nu întotdeauna respectă recomandările pentru o bună sănătate. Ei se simt într-un fel bucuroși în momentul în care își umplă trăistuțele, dar apoi, după puțin timp, vor constata că nu le-au umplut, nu au pus în trăistuță ceea ce le trebuie, ceea ce au nevoie pentru starea de bine. Sigur că se vor simți bolnăviori dacă nu respectă aceste recomandări. De aceea, iată, nu e bine nici să mâncăm prea multe dulciuri, așa cum face mijlocel, nici o cantitate mai mare de alimente, cum face voinicel, și chiar nici prea mult sport, care nu este balansat de o trăistuță suficient de plină cu alimente, nu este bine. În toate aceste cazuri, copiii se pot îmbolnăvi. De aceea, încă o dată, din lecția de astăzi, ați înțeles că alimentația trebuie să fie variată în toate grupele de alimente, echilibrată, în măsura în care dungile vă sugerează din ce alimente să consumați mai mult, din care mai puțin, și de asemenea echilibru se realizează cu activitatea fizică și moderată, să respectăm porțiile, așa cum am văzut, le măsurăm. Deci, întotdeauna mâncarea trebuie să fie cu măsură. Iată, acestea sunt prezentările de astăzi, așa cum vedeți, am adus o mulțime de informații și aștept și comentariile dumneavoastră.
O invităm pe Oana să ne spună câteva cuvinte. Ea este un reprezentant important al colegilor dieteticieni, deci vedeți că avem oameni cu experiență în acest atelier și o invităm să ne spună câteva cuvinte despre experiență. Bună seara! Bună seara. Mulțumesc! Îmi pare rău că nu ați reușit să, nici să vedeți prezentarea mea, nici măcar nu s-a văzut nici vizual, îmi pare rău. Sper să vă folosiți de ea când o să o vedeți pe pagina atelierului. Am trecut acolo câteva idei despre modul cum cred că ar putea fi implementat la clasă, modul în care copiii pot să perceapă vizual porțiile și chiar, așa cum a spus și doamna profesor, noi ideile dumneavoastră de la clasă să le putem transmite și noi mai departe, pentru că educația nutrițională vedem că este extrem de importantă și dacă putem să o facem de la vârste mici, vom fi mult mai câștigați pe termen lung, pentru că din ce văd, în rândurile pacienților, atât copii cât și adulți, problemele de sănătate sunt agravate de modul în care mănâncă pacienții, dar mai văd și copii cu greutate mai mult, adică pe percentile 99-100, asta înseamnă obezitate de grad înalt și părinți care sunt depășiți de situație și atunci cred că ne revine tuturor ca educatori o sarcină extrem de importantă și cum copiii cred în ceea ce le spune educatorul, învățătorul, adică eu așa mi-amintesc că era literă de lege ce spunea doamna la școală, nu conta ce spune mama, doamna a zis așa, deci așa trebuie să facem. Și atunci rolul dumneavoastră este cu atât mai important. Și vă rugăm să ne folosiți, să vă putem ajuta și noi cu ce informații nu aveți dumneavoastră sau folosiți-ne. Adică suntem la dispoziție să putem educa așa cum trebuie cât mai mulți copii. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vă mulțumesc că sunteți în acest proiect, iată, nici nu mai știu câți ani, cred că e al cincilea an în care sunt în proiect și chiar dacă am încheiat cu școala, cu facultatea, cu masterul, mi-am dorit să rămân în continuare pentru că eu chiar cred în misiunea pe care și-a propus-o doamna profesor prin intermediul acestui proiect și mă bucur că în fiecare an sunt din ce în ce mai multe cadre didactice alături de noi și din ce în ce mai mulți copii implicit. Și așa că aștept întrebările și aștept, nu știu, nevoile dumneavoastră de care vă întâlniți sau de care vă loviți în practică. Scrieți-ne pe această pagină și vom încerca să vă oferim tot suportul de care aveți nevoie. Vă mulțumesc! Mulți părinți întreabă ce trebuie să facă pentru ca copilul lui să mănânce sănătos. E foarte, foarte ușor. Trebuie doar să respecte recomandările pentru un regim sănătos din TriStyle cu sănătate.